Dar cum îi spune ce... Este de dietă din Mediterană, green turtle. Broasca se spasă de verde. Acum trebuie să ajungem la un determinator, fiindcă din poza care am avut-o n-am putut să identific prea mult, aici n-am internet să mă uit. În orice caz, tropicalizarea climaterică e cauza. Practic sunt ape prea calde în Mediterană și Egee și o face să urce spre nord. Nu hrana, ci temperatura. Le deranjează temperatura ridicată. Și poți să luați până la 30 la oră. Băi, am luat, i-am dat un Deci ăsta-i cam cui acum? Da, da, păi azi dacă 45 de kilograme și ajunge la 300. Cum? Cam câți ani avea asta? Probabil 2-3 ani. Așa, și are 41 de kilograme. Vadu, adică Zachintos, deci de Ionuț, de Romica, cei doi pescari care s-au pescărire la... Următoarele luni ar fi înghețat. Cu siguranță ar fi murit la iarnă și, în consecință, ne gândim la o soluție bună pentru acest animal, inclusiv să se întoarcă în Zakynthos original, adică în Grecia, acolo unde, pe o insulă în Zakynthos, se reproduc aceste broaște. Cum a ajuns la noi? Nu știu cum a ajuns, pescarii n-au văzut-o niciodată, n-au mai văzut niciodată astfel de exemplare, a fost o mare surpriză și pentru ei. Probabil cu apele calde, cu temperaturile tot mai ridicate, cu faptul că biologia acestei specii permite adaptări și în zone cu ape mai dulci, practic ea are default-ul, ca să zic așa, pe apă dulce în momentul în care are de ca și cum ar plânge, parcă ar plânge, însă este o adaptare a acestei specii. Careta, careta, da. În curând va ajunge într-un bazin de 200 de metri cubi, într-un bazin excelent. Alături de delfini sau? Nu, bazin special pentru astfel de specii. La noi? Da, la da. Delfinariul nostru, da, aici. Da, da. Acum, deci, Angelica, poți să începi să măsori. Numai să nu faci gălăgie prea multă. Se poate numai estima notezi. Cam ce vârstă are și cât cântărește? Romeo spunea 2-3 ani, e posibil să aibă și mai mult. Așa, hai, ia-mi ia cadre. Da. Vă și puneți aici. Ce faci, torcu ești, mă? Jos, ca să poți să măsori. Rocco, tu date. Lasă. Marian, nu-ți vine să crezi, nu-ți vine să crezi, careta, careta la vadă în Constanța, s-a făcut vadă la chintă. Stai, pui că am nevoie. Serios, o am în față, sunt la complexul muzeal cu ei. Da. Da? Mă scuzați că trebuie să-l băsor broască, scuze. Alo. Stai, pui. Salut. Bărdan? Hai, 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 mai sunt, da. Hai. Bravo. Hai, stai acum, să măsărim o acolo. Da, da. Băi, băi, nu da drumul. Nu da drumul, dă-te cât mai aproape de bordură. Dă-mi măsări tu, Ioane. Parcurg atâta drum din Mediterana până aici. Nu este o apariție ocazională, ci asemenea semnalări au mai fost făcute. În Marea Neagră și una din ele îi aparține lui Straciu Marcel, fondatorul acestui așezământ. Tot așa mare? Era? Tot așa mare și a fost găzduită pe vremea aceea în bazinul central de la Acvariu Constanța, în anii 80. Acum, apariția asta sunt întâmplătoare. Pentru știință însă sunt deosebit de interesante. Adică fiecare aceste apariții trebuie semnalată și publicată. Eu vă dau încă o veste foarte bună. Astăzi am fost anunțați că am la năvodari căzut pescari de la pescăria lui Ilie, au capturat un crab nord-american, crabul albastru, Galinectes sapidus, care ar fi a patra, a cincea semnalare acestui crab la coastă românească. Vreau să vă amintesc că cu câțiva ani în urmă, în jurul anilor 2000, împreună cu domnul doctor inginer Simeon Nicolaev, am semnalat prima dată, prima apariție a acestui crab la coastă românească. Și unde e el acum? E,
O să-l aducem la acvariu și o să-l vedeți și o să-l și fotografiați, o să-l filmați. Este un crab mare. Ultima captură a fost un crab de 460 de grame, care bate recordul speciei. În anii 30, specia a traversat Atlanticul cu navele în tancurile de balast. După aceea s-a adaptat în Mediterană și din Mediterana Occidentală a pătruns Mediterana Orientală și de acolo prin pasul Bosfor, Dardanele, în Marea Neagră. Mulți ani bulgarii au avut această specie, noi nu. Se pare că în ultima vreme seceta, nivelul scăzut a apelor Dunării, a făcut ca specia să reapară la coasta românească.